320 de marcare, atâtea sunt în acest pachet de la Ohuhu. Era clar că vor fi multe, dar chiar și așa am rămas surprins când le-am văzut pe toate împreună. Așa arată la interior, pe lângă mai găsiți cartonașele pentru culori împreună cu o protecție de silicon pentru sketchbook-uri. Singurul minus peste care nici nu am putut să trec este faptul că toate culorile vin puse aleatoriu înăuntru, așa că am început să le scot pe toate și să le reorganizez pe culori și nuanțe. Nu mă înțelegeți greșit, markerele lor sunt foarte calitative și arată extraordinar de bine. Spun treaba asta pentru că le folosesc de mai bine de 2 ani, deci pot să spun că am o experiență cu ele. Pur și simplu n-am putut eu să mă împac cu ideea că va trebui să iau portocaliul de lângă albastru. N-am văzut doar la Ohuhu această problemă, ci și la alți producători. Cam așa arată după 50 de minute de reorganizare. Spuneți-mi cum vi se par și tot odată lăsați-mi ideea voastră de desen pe care să-l fac cu aceste markere pentru a le testa așa cum trebuie. Siabus! Am nevoie de o pauză.